ce v-a determinat să intrați în cursa electorală prezidențială? Cred că fiecare moment istoric al unei țări necesită un profil de președinte, un model de președinte. După 10 ani cu președintele Traian Băsescu, 10 ani în care au pornit reforme importante pentru țară, cred că România este la momentul la care are nevoie de un președinte puternic, implicat, un președinte care să nu facă niciun compromis de dragul propriei imagini sau pentru binele lui, un președinte care să nu depindă de baron local, de mogul de presă. Și uitându-mă la cei care s-au angajat în această competiție, mi-am dat seama că România ar risca, dacă alege pe vreunul dintre cei cu șanse, mă refer, să fie aleși, ar risca să piardă ceea ce a câștigat în ultimii 10 ani, în ceea ce privește stat de drept, democrație, reforme, independența justiției, să se întoarcă în perioada în care țara era condusă după voința unor lideri politici, după voința unui partid, așa cum era în anii 2000. Așa că am considerat că sunt modelul de politician care corespunde profil de președinte de la momentul la care vorbim, astăzi 2014 octombrie, și am decis să intru în această competiție pentru care, de altfel, eu mă pregătesc de 10 ani. Ce vă recomandă pentru funcția supremă în stat? Cred că lucrurile pe care le-am făcut în trecut pentru oameni. Oricare dintre candidați ar trebui să fie judecat de electorat prin prisma lucrurilor concrete, realizărilor pe care le-a avut în trecutul lui, în beneficiul oamenilor. Nu vorbesc de lucrurile pe care le-a făcut fiecare în viața privată sau pentru el însuși sau familia lui. Sunt un om politic care atunci când a ocupat o funcție publică nu a ocupat-o degeaba și mi-am înțeles rolul meu de ministru ca fiind al unui om politic care pentru o perioadă de timp trebuie, fiind numit într-o funcție administrația publică de înaltă demnitate, trebuie să facă ceva pentru ceilalți. Am încercat să construiesc în limita competențelor mele, ca a fost ministru al dezvoltării regionale și turismului, am încercat să construiesc pentru țară, să găsesc soluții la probleme care erau nerezolvate de ani de zile și am lăsat în urma mea peste 6.000 de proiecte în toată țara, care au generat peste 100.000 de locuri de muncă. Toate aceste proiecte au fost în beneficiu oamenilor, că vorbim de reabilitări de drumuri, de apă, canalizare în localități care nu aveau, că vorbim de proiecte turistice, că vorbim de locuințe pentru tineri. Sunt lucruri care arată că sunt un om care face, sunt un om care construiește, sunt un om care, dacă am făcut când am fost ministru, este o premiză că sunt în stare să fac ceea ce are nevoie România și ca președinte. Care este principalul rol al șefului statului? Conform Constituției, atribuțiile șefului statului sunt, în general, în politica externă. Însă, în politica de securitate, în politica de apărare, însă, evident că are un rol și în ceea ce se întâmplă în țară. Am să vă spun că eu sunt un candidat care, mai mult decât oricare dintre ceilalți candidați, merg foarte mult între oameni. Preocuparea alegătorilor este mai puțin despre opțiunile de politică externă ale candidaților, cât mai mult despre cum poate viitorul președinte să rezolve problemele cu care societatea se confruntă, țara se confruntă. De aceea, dezbaterea ar trebui să fie despre capacitatea viitorului președinte de a găsi soluții pentru România. Ca România să fie o țară puternică în afară. Ca România să fie un partener credibil pentru cei cu care avem relații în exteriorul țării. Să fim luați în seamă, să contăm la masa negocierilor externe. Este nevoie ca în interior să existe un standard de viață pentru români la nivelul cetățenilor europeni. Suntem o țară europeană. Este nevoie să existe o democrație solidă, puternică, nu o democrație care să fie în pericol la fiecare schimbare de putere. Este nevoie să existe instituții puternice în România și depolitizate, care să funcționeze conform legii și nu conform voinței politice a celor care conduc țara. Iar toate astea se pot asigura prin
forța unui președinte. Deci un președinte, mai ales așa cum este el văzut de către români, cultura noastră este a unui popor care dorește autoritatea unui lider. Să știe că există autoritatea unui lider, cel către care se îndreaptă întotdeauna speranțele, cerințele. Deci un președinte în România este cel de la care se așteaptă să găsească soluții pentru ca țara să devină puternică și ar poate fi puternică dacă în interior există prosperitate și democrație. Credeți că este oportună revizuirea Constituției în sensul modificării modalității de alegere a președintelui țării și a atribuțiilor acestuia? Nu. Cred că trebuie modificate în sensul de a fi restrânse. Dar trebuie modificată Constituția și eu susțin reforma constituțională pentru a clarifica atribuții ale executivului, ale puterii executive. Există conflicte între puterea președintelui și atribuțiile președintelui și atribuțiile guvernului, primul ministru, spre exemplu, conflicte pe care le-am văzut în ultimii 10 ani, în mod real, ele au existat și au generat situații extrem de complicate pentru țară. Dau exemplul suspendării, la inițiativa primului ministru, suspendării președintelui, fie că vorbim de Tăricianu, fie că vorbim de Victor Ponta, suspendării de 2 ori. Președintele s-a întors la Cotroceni cu votul poporului, însă Parlamentul, cel care a susținut o cauză nevalidată de popor, n-a pățit nimic. Deci sunt și alte situații în care trebuie clarificate foarte clar atribuțiile președintelui. Nu cred că trebuie diminuate. Ele corespund în acest moment voinței poporului, care își alege președintele dându-i mandat să le reprezinte interesele și așteptând de la el să vadă că este în stare să facă ceea ce promite într-o campanie. Președintele este ales cu vot direct de către toți românii. Și mai cred că este nevoie ca această Constituție, sau cum va reieși în urma modificării Constituției ca urmare a reformei constituționale, trebuie în orice caz să fie un document pe care președintele să îl respecte, atât președintele cât și ceilalți lideri la nivel național, cel puțin, trebuie să fie un exemplu de respectare a Constituției și spun lucrul acesta în contextul în care tocmai ce am văzut astăzi, că avem un candidat la președinția României, pe domnul Victor Ponta, care a încălcat Constituția României fiind între 97 și 2001, împotriva prevederilor constituționale, a fost și procuror, a fost și ofițer acoperit al SIE. Deci, dacă vorbim de importanța Constituției, dacă vorbim de rolul și atribuțiile președintelui, așa cum sunt prevăzute în Constituție, este obligatoriu ca cel care va ocupa această funcție, acest fotul de președinte, să fie unul care garantează respectarea Constituției și nu o încalcă. Ce alte modificări ale legii fundamentale considerați că s-ar mai pune? Ar trebui modificată Constituția pentru a avea un parlament unicameral, așa cum de 2 ori, prin referendum, a cerut poporul. Ar trebui prevăzută o sancțiune, spre exemplu, pentru legislativ, în situația în care nu ține cont de rezultatul unui referendum. Câte vreme voința poporului se exprimă prin referendum și Constituția spune, legea fundamentală spune că trebuie ținut cont de rezultatul referendumului și de voința populară, dacă nu există o sancțiune și avem un caz concret referitor la referendumul pentru micșorarea numărului de parlamentari și Parlamentul unicameral. Deci dacă nu se ține cont de voința poporului, astăzi nu se întâmplă nimic. Spre exemplu, cred că o modificare ar trebui să fie aceea în care să existe o sancțiune în situația în care legislativul aleși și nu țin cont de mandatul pe care poporul îl dă și de voința poporului exprimat prin referendum. Alte modificări ar trebui să țină de ceea ce am văzut în ultimii ani ca fiind limite constituționale. Am văzut de foarte multe ori că sunt prevederi care creează, sunt neclare și creează confuzii și sunt interpretabile și am generat situații care au făcut ca România să pară o țară anormală.
O altă modificare pe care aș vrea să o fac, să o propun, să o susțin, este revenirea la mandatul de 4 ani. Faptul că astăzi președintele României are un mandat de 5 ani, pentru că așa a vrut domnul Adrian Năstase, dar nu e pentru cine se pregătește, a beneficiat de un mandat de 5 ani, de două mandate de 5 ani, Traian Băsescu, face ca într-o țară în care calitatea politicienilor este foarte slabă, să avem alegeri aproape în fiecare an. Asta înseamnă că importanța guvernării este dată de dorința partidelor politice de a folosi guvernarea în scopuri electorale. Deci, în loc să guvernăm fiind preocupați de soarta țării, de soarta economiei, noi de fapt guvernăm cu ochii la alegeri, iar partidele aflate la putere, dar în mod special Partidul Social Democrat, folosește resursele publice, folosește guvernarea pentru a lua voturi în campanie electorală. Deci măsurile luate de guvern nu sunt cele de care economia ar avea nevoie în mod real sau țara ar avea nevoie, ci sunt cele de care partidul aflat la putere încearcă să se folosească pentru a obține voturi de la categorii sociale diferite. Deci faptul că în fiecare an aproape avem alegeri face ca guvernarea să fie una ineficientă, una care nu aduce prosperitate românilor, ci dimpotrivă, aduce doar pomeni electorale și aduce doar măsuri populiste. Deci cred că revenirea la mandat de 4 ani ar face ca alegerile prezidențiale să fie odată cu alegerile parlamentare. Președintele României în mod explicit este susținut de un partid politic sau de o alianță de partide politice, deci nu este o problemă că se întâmplă în același timp. În schimb, scăpăm de dezavantajul de a avea alegeri dacă adăugăm și alegerile europarlamentare. Să avem alegeri aproape în fiecare an. Dacă veți câștiga alegerile, veți urmări desemnarea unui nou prim-ministru? Categoric da. Primul lucru pe care îl voi face, voi chema partidele parlamentare la consultări și voi anunța formarea unei alte majorități în Parlament. Toți cei care consideră că merită să susțină un proiect pe care românii îl susțin. Dacă ajung la Cotroceni, înseamnă că românii susțin viziunea mea pentru țară, și anume România frumoasă. Deci toți politicienii, toți parlamentarii care vor vrea să susțină o viziune care va avea girul românilor, și înseamnă că speranța lor se leagă de această viziune, sunt bineveniți, aștept pe toți aceștia, indiferent de ce partid politic fac parte, și în același timp mă aștept ca partidele politice din Parlament să urmeze o nouă linie în politică, o linie care va porni pentru cel puțin următorii 5 ani cu nou președinte și să fie de acord să formeze o altă majoritate, să schimbe guvernul Ponta, nu pentru că am eu ceva cu domnul Ponta, ci pentru că domnul Ponta a avut 2 ani la dispoziție să arate dacă este în stare să guverneze, și constatăm după 2 ani că guvernarea înseamnă un dezastru, și nu cred că România mai își poate permite să mai piardă încă 2 ani cu Victor Ponta pentru a aștepta să-l schimbăm ca urmare a alegerilor viitoare. Nu, cred că orice clipă pentru această țară contează. Nu trebuie să pierdem nici măcar o singură zi dacă avem această posibilitate de a-l schimba pe Victor Ponta. Nu trebuie nici măcar o singură zi să mai pierdem cu un guvern incompetent și lipsit de patriotism. Adică este evident că atunci când nu faci lucrurile care trebuie pentru țară, nu iubești țara. Aveți în vedere un nume sau poate chiar mai multe de prim-ministru care v-ar plăcea să lucrez? Eu pot să lucrez cu orice om de bună credință. Niciodată nu m-am înconjurat de oameni care să-mi fie mie obedienți sau nu am grupuri de interese în jur. Nu, eu am lucrat cu oamenii pe care i-am considerat în măsură competenți, în măsură să își ducă atribuțiile, să-și pună în practică atribuțiile, dar mai ales oameni cu bună credință. Pentru că de multe ori mai degrabă rezolvi o problemă dacă într-adevăr îți dorești să o rezolvi decât dacă ești pregătit, să zicem, pentru domeniul respectiv. Ca ministru am lucrat cu o echipă la minister, la ministerele prin care am fost, cu echipele pe care le-am găsit acolo. Și am făcut foarte bine. Au fost oameni care au obținut performanță chiar dacă erau duși în instituții de către PNL sau PSD înainte să ajung eu ministru. Deci pot să lucrez cu oricine de bună credință, cu oricine este competent, cu oricine vrea să pună în practică
viziunea România frumoasă și numele unei astfel de persoane, sunt mulți oameni care îndeplinesc condițiile, cel mai probabil îl voi anunța între tururi, pentru că evident este nevoie și de negocieri care să ducă la formarea unei majorități parlamentare în susținerea viitorului prim-ministru. Deci, voi anunța un nume și după discuțiile din turul 2 pe care le voi avea cu cei care pot susține acest proiect. Important este ca viitorul prim-ministru să fie un om hotărât, energic, de bună credință, competent, care să fie în stare să-și facă o echipă de oameni competenți, care să știe ce este MTO-ul, spre exemplu, dacă sunt miniștri de finanțe, și care să fie pregătit să-și dedice următorii 2 ani de zile acestui proiect de țară și să-și sacrifice chiar viața lui, timpul lui, energia lui pentru acest proiect. Care sunt prioritățile dumneavoastră în cazul câștigării mandatului prezidențial? Demararea urgentă a unor reforme fără de care țara nu se poate dezvolta, cum ar fi reforma administrativ-teritorială, reforma în sănătate, pentru a avea servicii medicale de calitate, pentru a avea medicamente în spitale, pentru a avea infrastructură, spitale dotate. Demararea reformei constituționale, continuarea implementării reformei în educație, astăzi școala nu te pregătește pentru ceea ce urmează în viață, avem tineri cu câte 3 diplome, dar care nu își găsesc un loc de muncă pentru că nu știu să facă nimic. Deci, continuarea implementării reformei în educație, așa fel încât cei care termină o școală să aibă o diplomă care chiar să reprezinte dovada unor competențe pe care le-au dobândit, să-și poată găsi loc de muncă. Un guvern care va fi în stare să aducă bani europeni pentru a genera locuri de muncă pentru tineri bine plătite. Creșterea veniturilor unei categorii sociale care este de regulă folosită în campanii electorale de guvernele de stânga, pensionarii, și care, dacă ar fi respectați așa cum merită, nu ar fi la discreția unor guverne care se bazează pe pomeni electorale. Deci eu aș vrea creșterea pensiilor să se facă ca un semn de respect și ca un lucru pe care pensionarii chiar îl merită și nu ca o promisiune de campanie electorală. Eu îmi doresc ca pensionarii să ajungă să aibă un venit decent în România și să-și poată permite să plătească și medicamente și întreținere din pensiile pe care le au. În principal, eforturile mele vor fi pentru a pune în practică printr-un guvern, așa cum spuneam, competent și de bună credință, reforme esențiale care să ducă la creștere economică, la generarea de locuri de muncă, la un standard de viață pentru români la nivel european, la atragerea de investitori străini care să vadă în România un cadru legislativ pentru mediul de afaceri predictibil, stabil și care să favorizeze investițiile în țara noastră. Voi susține capitalul autohton, voi susține agricultura, pentru că eu cred că trebuie să folosim această resursă pe care o avem și care este pământul agricol în țara noastră. Voi susține naționalizarea acelor întreprinderi care au fost privatizate pe nimic de guvernele roșii, FSN, PDSR, PSD și care acum au ajuns ruine pentru că cei care au luat pe 2 lei le-au închis, s-au dat oamenii afară și n-au făcut nimic cu aceste întreprinderi. Sunt lucruri pe care le voi face în prima jumătate de an. Deci schimbările cu Elena Udea președinte vor fi rapide și vizibile din prima jumătate de an. Ce vă propuneți în materie de politică externă? Aici cred că pentru orice președinte de bună credință și care nu vrea să întoarcă România cu fața către Moscova, spre exemplu, lucrurile sunt foarte simple. România și-a clădit un statut extrem de stabil și de puternic în relație cu partenerii externi în ultimii 10 ani. România a ajuns să conteze. Vocea României contează la Bruxelles, vocea României contează în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Am avut poziții prin președintele României, poziții extrem de pertinente legate de geopolitica în zona Mării Negre.
Cred că este simplu de ca președinte de făcut politica externă a României. Adică trebuie doar să urmăm drumul pe care suntem deja așezați, și anume trebuie continuată integrarea României în Uniunea Europeană, pentru că deși suntem a șaptea țară ca dimensiune, uitați că tot timpul suntem ultimi în ceea ce privește procesele europene sau reformele europene, chiar și absorpția fondurilor europene care ne-ar fi atât de folositoare, pe care aveam la dispoziție până în 2014. Apoi, trebuie consolidat parteneriatul strategic cu Statele Unite și încercat să folosim mai mult componenta economică, latura economică a acestui parteneriat strategic. Avem nevoie ca investitorii americani să vină în România. Asta înseamnă credibilitate, un semnal de credibilitate în plan extern pentru ceea ce se întâmplă în România. Și doi, chiar înseamnă creștere economică. Și trebuie de asemenea întărit rolul pe care România îl are în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Datorită acestei prezența noastră în cadrul NATO, putem astăzi, avem garanții de securitate crescute într-un context internațional în care există riscul unui conflict armat la granița de nord-est a României. Cu ce echipă de consilieri veți merge la Palatul Cotroceni? Cu cei mai buni, cu cei mai onești și cu cei mai dedicați acestei țări. Voi merge cu consilieri, oameni cu care fie am lucrat când am fost ministru, fie sunt oameni care cunosc politica externă a României, așa cum a gândit-o Traian Băsescu în ultimii 10 ani. Deci voi lua consilieri și din administrația prezidențială din acest moment. Voi lua consilieri dintre cei pe care i-am avut în mandatul meu de ministru. Și voi încerca să aduc oameni care sunt recunoscuți pentru competențele lor pe diferite domenii. Puteți menționa? Da, uitați, Cristian Diaconescu, spre exemplu, ar putea să fie un foarte bun consilier de politică externă. E adevărat că poate fi la fel de bine un foarte bun ministru al afacerilor externe. Nu știu, domnul Fota, care este acum la administrația prezidențială, este un foarte bun consilier pe politică de securitate. Dau două exemple de la Palat de acum, însă sunt foarte multe nume și n-aș vrea să supăr pe nimeni, pentru că lucrăm cu câțiva specialiști în economie care pot fi viitori consilieri, însă neavând discuții cu aceștia, nu aș vrea să-i pun în situația de a fi întrebați dacă vor veni sau nu la Cotroceni. Deci sunt oameni pe care îi voi chema în echipa mea pornind de la aceste criterii. Dorința de a face ceva concret pentru țară, bună credință și competență. Care credeți că sunt principalii dumneavoastră contracandidați în aceste curse prezidențiale? USL trăiește. Deci eu mă bat cu USL. USL înseamnă Victor Ponta și Klaus Iohannis. Nu mai am nicio îndoială că domnul Iohannis este celălalt candidat al USL-ului. Dânsul a ieșit, a spus foarte clar, va lucra cu Victor Ponta primisul dacă va câștiga. Eu sunt convinsă că ei s-au asigurat că în oricare situație și dacă ar vota mai mult electoratul de stânga și dacă ar vota mai mult electoratul de dreapta în aceste alegeri, tot ei să dea președintele. Pe Victor Ponta îl bat în turul 2 fără nicio problemă. Victor Ponta va ajunge în turul 2 nu pentru că este cel mai bun, ci pentru că are în spate o mașinărie de partid foarte bine pusă la punct. Și această mașinărie va face ca oricând candidatul PSD să intre în turul 2, indiferent cum se cheamă. Problema este că se încearcă trimiterea în turul 2 din partea opoziției a unui candidat care este a doua față a lui Victor Ponta. Este o altă variantă a lui Victor Ponta. Sunt oameni care sunt legați de acțiuni extrem de importante pe care le-au avut în comun și care arată modul în care ei văd aspecte esențiale ale societății, cum ar fi funcționarea statului de drept, spre exemplu, faptul că au atacat împreună Constituția în 2012, faptul că au încercat cu încălcarea Consiliului, demiterea președintelui, faptul că au
și pe domnul Victor Ponta și pe domnul Klaus Iohannis îi leagă Grivco. Ambii sunt premieri susținuți de domnul de Voiculescu. Nu uităm că în 2009 domnul Klaus Iohannis a venit la București, în marea politica de la București, susținut de domnul Voiculescu. Deci au avut un parcurs comun din 2009 încoace, s-au separat în 2014, în ianuarie, când PNL a plecat de la guvernare, însă este evident că votul pentru oricare dintre ei înseamnă un vot pentru USL. USL se reface indiferent cine va câștiga președinția, dacă vreunul din ei, din nefericire, ar câștiga președinția. Eu sunt un candidat care o declar cu argumente și cu toată modestia. Sunt mai bună decât oricare dintre cei doi. Sunt cel mai bun candidat din competiția aceasta. Încă o dată spun că, de câte ori am ocazia, sunt foarte, foarte mulți români care ar fi președinți mult mai buni decât oricare dintre noi toți, cei 14 care candidăm, dar nu s-au înscris în această competiție. Dintre cei care s-au înscris în această competiție, sunt cel mai bun candidat. Omul cu rezultate concrete care pot fi evaluate de români. Eu nu mint, cum minte domnul Victor Ponta și am prins acum mințind că n-a fost ofițer acoperit și se demonstrează că a fost ofițer acoperit și a mințit românii. Eu comunic cu oamenilor lucrurile pe care le gândesc, nu încerc să ascund nimic, ideile pe care le am le discut cu oamenii, nu m-am folosit niciodată de conjuncturi controversate, cum s-a folosit domnul Klaus Iohannis, de conjunctura de la Grivco cu domnul Voiculescu în 2009, cu domnul Joană, pentru a obține ceva în cariera mea. Nu sunt un politician care să fie manevrat din spate de moguli, de baroni locali. Deci sunt mai bună decât orică, nu am legături cu trecutul comunist, așa cum au mulți candidați, domnul Meșcanu, spre exemplu. Sunt un om harnic, nu așa cum e domnul Tăricianu, care este cunoscut pentru lejeritatea cu care își tratează locul de muncă. Deci sunt cel mai bun dintre candidați și cred că dreapta ar trebui să fie foarte bine informat atunci când decide cine este candidatul pe care îl susține. Electoratul de centru-dreapta, cei nehotărâți, cei care sunt împotriva lui Victor Ponta, trebuie să fie foarte bine informați cu privire la candidații, mulți, cei mulți care se revendică a reprezenta acest electorat, când în realitate domnul Klaus Iohannis, cel care se revendică a reprezenta acest electorat, este un partener al lui Victor Ponta. Deci, cred că principalii doi contracandidați reprezintă aceeași două fețe ale aceleiași monede. Cine țin alegeri? Sper să intru în turul 2 și apoi să-l înving pe Victor Ponta. Așa cum spuneam, pe Victor Ponta îl înving sigur dacă intru în turul 2. Speranța mea este să conving electoratul de centru-dreapta și cel nehotărât că sunt mai bună de 1000 de ori decât Klaus Iohannis. Un om care nu are cu ce se lăuda în trecutul său decât cu faptul că a gestionat bine reabilitarea centrului Sibiului. Dar sunt foarte mulți primari care au gestionat foarte bine problemele unei comunități și nu este suficient pentru a fi candidat la președinția României sau nici într-un caz pentru a reprezenta electoratul de centru-dreapta. În spate, domnul Iohannis, dacă nu ar fi două partide, n-ar fi nimic. Chiar îl provoc pe domnul Iohannis să dezbatem în fața electoratului de centru-dreapta lucrurile pe care le-am făcut fiecare pentru țară și, desigur, ce vrem să facem de acum încolo pentru țară. Deci, răspundând cu atât la întrebare, sper că voi intra în turul 2 și, odată intrat în turul 2, îl voi învinge pe Victor Ponta. Dacă nu veți reuși să ajungeți în cel de-al doilea tur de scrutin, ce veți le veți recomanda susținătorilor dumneavoastră? Să judece fiecare candidat dintre cei care ar fi în turul 2, să-i judece prin prisma lucrurilor concrete pe care aceștia le-au făcut și nu prin prisma promisiunilor sau declarațiilor de campanie făcute la recomandarea consilierilor lor. Și să opteze pentru cel
pe care îl consideră onest, pentru cel pe care consideră că, într-adevăr, ar fi în stare să facă ceva pentru această țară. Nu le voi recomanda nimic, pentru că eu personal nu pot să mint și n-aș putea să spun că eu cred în vreunul dintre cei doi. Este pregătită România să aibă o femeie președinte? Este pregătită. Din ce în ce mai multe femei sunt pregătite să sprijine o femeie candidată președinția României ca un ultim pas care să arate recunoașterea competenței femeilor. Ca un ultim pas care să însemne înfrângerea prejudecăților și discriminării. Eu sunt o femeie care am fost votată de câte ori am candidat uninominal, am avut cel mai mare număr de voturi de fiecare dată din partea partidului și zonei politice pe care am reprezentat-o și ca urmare cred că românii votează o femeie, au încredere să voteze o femeie. Votul pentru o femeie la președinția României ar așeza România într-o elită a țărilor care au avut încredere să dea administrarea țării pe mâna unor femei și n-au regretat. Acolo unde au fost votate femei, după ce a trecut primul moment acela al ezitării, la următoarele alegeri, cetățenii au dat din nou votul femeilor. Cum se implică familia noastră în campania electorală? Vedeți, făceam o glumă, spuneam că eu sunt și prima doamnă și președinte. Cu mine este mai simplu. Contracandidații mei au și această problemă cu doamnele din spate care își doresc să fie prime doamne, își doresc acest statut. De multe ori orgoliul unei soții contează foarte mult în activitatea și în deciziile pe care le ia un bărbat în politică. Cred că e o competiție și între soțiile contracandidaților care ar putea să fie viitoarea primă doamnă. Familia mea, mama, fratele meu, cumnata mea, nu sunt implicați mai mult decât că mă sprijină cu ce pot, făcând campanie, lipind afișe și fiind alături de mine, pentru că ei nu sunt implicați în politică, i-am ținut departe de politică, nu le-am dat funcții, nu i-am adus să lucreze la stat, nu le-am creat niciun avantaj. Sunt simpli cetățeni care fac pentru mine tot ce pot, de la lipite afișe până la suportul moral. Ce hobby-uri aveți? Am descoperit o plăcere nouă, aceea de a cânta. Nu am neapărat voce, îmi dau seama de asta, însă îmi place să cânt. Așa că am mai mers la concerte în centru vechi, o să mă mai duc și îmi place să cânt cu prietenii, să cânt pe scenă mai nou, la microfon chiar. Altfel, călătoriile în țară și e un moment bun, pentru că acum călătoresc foarte mult în această campanie, chiar dacă nu sunt călătorii de plăcere, ci sunt făcute cu un scop precis și un program de campanie foarte precis. Dar o să vedeți că în campania asta o să mai am ocazia să mai cânt. Ați cântat până acum pentru alegători? Am cântat și mă întâlnesc cu colegii, am foarte mulți colegi artiști în partid, fie că sunt cunoscuți, fie că nu sunt cunoscuți, și de câte ori ne întâlnim, avem și moment de relaxare în care cântăm. E adevărat că nu-și permit să-mi spună că eu cânt probabil foarte fals, dar veselia este pe măsură. Deci avem și momente vesele în campanie în care candidatul cântă. Și încântă. Ultima melodie preferată este Pe aripi de vânt a Deliei. Da, da, dacă aș avea un negativ aici, aș cânta. O cântă de ziua în mașină. Eu stau merg cu mașina, radioul din mașină deschis tot timpul, ascult muzică la radio și deja toată echipa știe că eu cânt ce aud la radio și cânt cântecele Deliei. Dar îmi trebuie un suport, nu pot așa singură, e clar că nu mă descurc, nu vreau să sperii pe nimeni și n-aș vrea să stric o melodie atât de frumoasă. Mulțumesc și eu!